Sfârșit tragic pentru un biciclist dintr-o localitate de lângă Rovinari. Omul și-a pierdut viața într-un accident provocat de un șofer grăbit care mergea la muncă în Franța. Îi spuse că cred că e accident acela de el și de frate pe telefon și zice că tati mort, de te mașina peste el. Și când veni îl găsea și a jos. Accidentul s-a produs în comuna Bălteni. Biciclistul în vârstă de 46 de ani se îndrepta spre casă când a fost lovit în plin de mașina care, potrivit martorilor, circula cu mare viteză. Impactul a fost atât de violent încât omul a fost aruncat la 20 de metri distanță. A murit pe loc, iar bicicleta s-a împrăștiat în bucăți. Vrea să pună frână! Vrea să pună frână! L-am făcut de metare! Nu mai pot la centru, la 100 de metri! Așa. Dragă mașina! Șoferul mergea împreună cu o rudă în Franța, unde urma să lucreze în construcții. Cei doi susțin că biciclistul le-a apărut brusc în față. A venit un biciclist după partea cealaltă, a traversat. L-am auzit decât buf și atât. Echipat? Nu. Nu, neechipat, nimic. Accidentul de circulație s-a produs din plină cercetări, se pare, pe sensul de mers al autoturismului. Vom continua cercetările pentru aflarea cu exactitatea cauzelor și împrejurilor în care a avut loc acest eveniment rutier. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor detaliilor privind producerea accidentului.